și de mic, dar nimeni pe lume nu ți-a dat nimic. Ți-ai făcut o casă, ai muncit de mic, dar nimeni pe lume nu ți-a dat nimic. N-ai luat bani cu un prumut și la nimeni n-ai cerut. Ți-ai ținut copii aproape, Omule, om bun și blând, și pentru cine-mi cânt cântecele, sunt cele două melodii cu care ne-a delectat în aceste minute Nina Spânu, prietena mea și invitata mea din această seară, bineînțeles, alături de soțul ei, Nicu Spânu, talentatul Nicu Spânu, care a speriat lumea la concursuri.
Talentată toate. Dacă spune Nina Nicu, înseamnă că așa este. Așa este. Dacă nu te laudă ai tăi, cine este? Cine să te laude? Străinii? Chiar așa. Sau dușmani? Chiar așa. Aș vrea să vorbim puțin despre persoanele care v-au ajutat să ajungeți aici. V-au ajutat în cariera artistică, mă refer, de la începuturi și până în prezent. Nicu. Nu aș spune că sunt așa numeroase. Le-aș putea număra, poate... Da? Sau chiar pot să spun... După telefon. Te gândești puțin și după telefon ne spui. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! La Gârdii! Sărut mâna, doamna Ana! Sărut mâna! Mi-era dor să vă văd! Vă îmbrățișez pe toți trei, cu toată dragostea mea! Și noi vă mulțumim. Mă bucur că vă revăd. Mulțumesc, domnișoara Ioana, că i-ați adus în fața, în fața noastră, prin micul ecran. Da. Mă bucur pentru succesele dumneavoastră. Mă bucur pentru că sunteți autentici. Mă bucur că sunteți frumoși și tineri mereu. Mulțumim. Și rămâneți lipsiți de sufletul meu. Să rămână și noastră. Și talentați. Multă sănătate. Da. Foarte talentat. Foarte. Mulțumim. Vă mulțumim frumos. Da. Vă urez putere de muncă, multă sănătate, să vă trăiască fetițele. Vă mulțumesc. Să fiți fericiți până la adânci bătrâneți. Să dea Dumnezeu toată lumea. Sigur. Da, vă îmbrățișez cu mare drag. Să rămână și multă sănătate și noastră. Vă mulțumim frumos, aveți toată stima și respectul nostru. Sigur. Și vă dorim în continuare multă sănătate și multe dorințe împlinite. Mai ales că a fost ziua doamnei Ana Bârdici. La mulți ani. Și e un om minunat, doamna Bârdici. Ne avem bine cu dumneavoastră, e o coleg minunat. De ce nu și... Așa este, este un rapsod popular. Un rapsod popular și mai în vârstă, cu experiență și chiar ne... Ne bucurăm pentru că avem și prieteni. Este un rapsod popular înfocat, așa. Iubește foarte mult și cântecul și portul popular. Și dumneavoastră are acasă o colecție impresionantă de costume. Muncește foarte mult pentru a ține acele comori care le are. Așa este. Da. Vorbim din nou la telefon. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Seara. Seara bună, domnișoara Ioana. Bună seara. Vreau să fac și o dedicație. Vă rugăm frumos. Prietena mea, Carmen Renasur, la sora ei, Florentina, și prietena mea, Maria Mică din Pitești. Multă sănătate și toate ce demonește. Mai avut emisiunea voastră. Vă mulțumim. Mulțumim toată frumos. Emisiunea, toată emisiunea, toate cântecele din această seară și mai ales cântecele de dragoste pe care Nina și Nicu Spânu le interpretează frumos, aș putea spune. Se zice așa că ați văzut și voi soliștii consacrații, spun cânți frumos, normal cânți bine. Și asta e un lucru extraordinar. Ne vorbeam Mult de persoanele... Asta, cuvântul ăsta. Da. Bravo, uite. Ce ne spuneți despre, de ce ne spui despre persoanele care v-au ajutat totuși, că nu poți singur, niciodată nu răzba singur. N-ai cum. Da, dar până la urmă greutatea după tine rămâne. Tot tu trebuie să te zbați, tot trebuie să muncești. Da, depinde în cazul vostru, că sunt interpreți care au avut poate mai mult noroc. Poate au întâlnit omul potrivit la momentul potrivit. Noi nu prea am avut noroc. Să întâlnim omul potrivit la locul potrivit. Noi am fost potriviți la locul potrivit, noi am fost și tată și mumă și tot, și sponsor, și publicul ne-a iubit și îi mulțumim pentru că apreciază ceea ce facem. Îți mulțumim și ție, uite, că și realizatorilor. Tuturor pentru realizatorul care ne ajută și să mai ajunge și noi în casele românilor. Vedeți că sunt persoane importante, sunt realizatorii de folclor. Sigur. Și eu știu precis că, de exemplu, voi ați fost de mai multe ori invitați de la București, de doamna, îmi scapă numele acum, nu știu, îmi scapă, cer scuze, îmi scapă, dar până la finalul emisiunii să-mi aduc aminte, făcea emisiuni la TVR2. Și am fost și împreună odată la o filmare la București, la Muzeul Statului.
nu Florentina Sarmale, da. Îmi scapă numele, dar ne e în vârstă, mi-aduc mine, aminte, da, până la final. A fost Aurelian Preda care v-a invitat în emisiunile lui. Dumnezeu să-l ierte, așa este, la începuturile noastre, acum să vorbim și serios, că da. La urmă ți-am zis că numere pe degete, nu sunt mulți. Unul între ei, poți să-i dăm și lui Aurelian o mare aport pentru, și-a dus mult aport pentru că la început, eu prima dată când am ajuns, când am fost înregistrat cu Nina, Aurelian a fost primul care a intrat în direct și ne-a felicitat și ne-a spus că pentru că avea un ochi de realizator și avea o așa o, când spunea ceva, spunea și când își da cu părerea totuși. Da. Pentru că era ceva născut, probabil, și la ei, pentru că... Bine, și din experiență. Cel, din atunci experiență, nu avea experiență, pentru că atunci începea să apară începutul. Asta vorbesc în anii 2000. Da. Am imprimat amândoi, creșterea am imprimat cam în același timp. Ne-a scos pe piață ăsta, fostul soț al lui George Turcu, al lui Emilia Ghinescu, pentru că avea casă de producție și... Da. După aia la Iernu, așa este, el ne-a dus la Iernu prima... foarte mult. Da, și ne învățam mai de bine. Spunea, să nu vă lăsați, pentru că voi sunteți făcuți pentru așa ceva și... Da. Îmi spun din regie colegii că trebuie să cântăm, însă, stimați-le spectatorii, vreau să vă spun că soții Nina și Nicu Spânu sunt foarte ajutați și de, și de Crinu Spătaru. Ne va interpreta Nicu Spânu următoarele două melodii, Cum să fac, mă tot gândesc, Firați să fiți de dușmani este cea de-a doua melodie. Să vedem dacă Nicu Spânu are și dușmani. Să vedem, vă rog frumos să urmăriți cu atenție acest cântec, să vedem dacă sunt mult sau puțin dușmanii acestor doi interpreți. Nicu Spânu. Să fac, mă tot gândesc, să nu mai îmbătrânesc. Cu toți banii aș plăti, anii mei să-i pot oferi. Cum să fac, mă tot gândesc, să nu mai îmbătrânesc. Cu toți banii aș plăti, anii mei să-i pot oferi. Aș da tot ce am strâns o viață, să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Aș da tot ce am strâns o viață, să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Din viață cei mai frumos, vreau să trăiesc cu folos. Să iubesc, să cânt, să joc, anii trec și nu se întorc. Din viață cei mai frumos, vreau să trăiesc cu folos. Să iubesc, să cânt, să joc, anii trec și nu se întorc. Aș da tot ce am strâns o viață, să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Aș da tot ce am strâns o viață, să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Bătrânețe, te grăbești, urâtă haină mai ești. Cerem tot și îți voi da, să pleci de la ușa mea. Bătrânețe, te grăbești, urâtă haină mai ești. Cerem tot și îți voi da, să pleci de la ușa mea.
aș da tot ce-am strâns o viață să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Aș da tot ce-am strâns o viață să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Mai am de făcut, mult mai am de petrecut. Mai am vreme de umblat, de iubit și sărutat. Multe mai am de făcut, mult mai am de petrecut. Mai am vreme de umblat, de iubit și sărutat. Aș da tot ce-am strâns o viață să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Aș da tot ce-am strâns o viață să rămân tânăr la față. De bătrânețe mi-e teamă, o alung, dar ea mă cheamă. Firea să fiți de dușmani, pe voi nu dau niciun ban. Firea să fiți de dușmani, pe voi nu dau niciun ban. Voi n-aveți nici ce mânca și vorbiți de casa mea. Vă dau bani și băutură să vă pun la căr la gură. Totdeauna am fost om și cu toată lumea om. Totdeauna am fost om și cu toată lumea om. Totdeauna am fost fruntea, că-am fost om și mi-a mers mintea. La dușman de-i dai un leu, toți sunt la chere multă. Eu n-am fost un om bogat, prin muncă m-am ridicat. Am acum tot ce-mi doresc, eu la dușman nu cerșesc. Dacă mor mâine, poi mâine, n-am să iau nimic cu mine. Le las totul la copii, să mă poată pomeni. Dacă mor mâine, poi mâine, n-am să iau nimic cu mine. Le las totul la copii, să mă poată pomeni.